place that I can come home to. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside. Cifra 1 pentru ziua lui Sophie. Am început așa cât de cât pregătirile pentru ziua ei. I-am luat puțin de lucru pentru că am greșit puțin calculele la bază și mi se părea că era mult prea mare partea de aici de sus. Așa că i-am făcut eu câteva modificări și zic că a ieșit cât de cât bine. Îmi dau seama că nu se vede tare frumosel acum, dar se va vedea mult mai bine după ce îl voi îmbrăca. Asta cred că o să fac mâine sau poi mâine. Din seară trebuie să mergem neapărat la Real să îmi iau materialele de care aș mai avea nevoie pentru a îmbrăca cifra. Eu sunt tare mulțumită de ceea ce mi-a ieșit. Acum să vedem cum va arăta și îmbrăcată. Cred eu că va arăta ceva mai bine. În dimineața asta am reușit să ajung la primărie, doar că nu am avut noroc, deoarece noi am ajuns în fața primăriei la 8:40 și se deschidea la 9. Așa că n-am mai așteptat pentru că lui Sophie a început să îi se facă somn. Am venit acasă, ea a dormit puțin, între timp eu m-am aranjat foarte puțin în cap, încă n-am reușit să mă pieptănă, doar mi-am pus foarte puțin machiaj și m-am schimbat și m-am apucat de cifră. M-am gândit să o fac în timp ce doarme ea, dar s-a trezit și era de așteptat să trezească, deoarece scociul tot făcea gălăgie, eram în dormitor, sufrageria este imediat lângă, așa că ea s-a trezit, dar nu știu, totuși a fost cum îmi zic că și am reușit să fac.
Acum vreau să mergem să luăm micul dejun, pentru că nu l-am luat încă. Ne întoarcem de jos, deschidem calendarul advent și vreau să răspund la un tag de Crăciun. Vorbim după. Am terminat și noi de luat micul dejun. În dimineața asta am făcut lapte cu fidea. Chiar m-am gândit de aseară să fac, pentru că nu am mai mâncat de mult. Și m-am gândit să-i fac lui Sofia, dacă îi fac ei, am zis să fac și ceva mai mult, să mănânc și eu. Ne-am schimbat. Eu mi-am dat jos puloverul acela roșu, deoarece aici se încălzise foarte tare și mi-era tare cald. Am schimbat-o și pe Sofie. Văd că acum se joacă. Ieri a fost cel mai cumite copil din lume. Astăzi are toată energia de la toți copiii din lume. Ei! Se juca cu niște biluțe de acela de pus în brad și nu le mai putea da jos de la gât. Eu mi-am luat aici calendarul advent și cutiuța de la celălalt. Pardon. Cea cu numărul 15 este ceva puțin greu. Să vedem ce este. Un gel de duș de la Flower Bob Victor Rolf. Sincer, chiar n-am auzit. Nu știu dacă o să fie. Cred că e marca de parfumuri ceva. Da, mami! Dar miroase până și prin ambalaj. Flower Bob, Victor Rolf. Și Victor Rolf. Nu știu, nu știu ce este. Dar am zis miroase până și prin ambalaj. Este mirosul. Și la numărul 15 din adventul de la Douglas, unde este? Aici. Ce am? De la Tomorrow Labs, ceva, un ser, este, nu știu, un ser făcut în Austria, da, e un ser de față, așa arată, vedem cum sunt, vreau să încerc să filmez tagul acela, nu știu dacă voi reuși cu Sofie lângă mine, pentru că ea, astăzi v-am spus, are tare multă energie și are chef de joacă, iar dacă nu o bag în seamă, nu prea mă lasă. Dar vedem, dacă nu reușesc să-l filmez acum, cel mai probabil imediat ce se pune la somn, îl voi filma. Și mai vreau să fac astăzi cușcuș, cuscus, nu știu. Am văzut că unii zic așa, unii zic așa, nu știu cum, mie îmi place cum sună cușcuș și zic așa. Am uitat aseară la câteva rețete pe net și am observat că nu s-ar face tare greu, se face ceva de genul ca orezul, ceea ce am văzut eu. Așa că astăzi vreau să fac acest cușcuș. Cel mai probabil îl vom face împreună să vedem dacă îmi iese ceva sau mă fac de râs. Și cred că îl vei face cu șnițel de pui. Yeah.
m-am pus aici jos și aș vrea să încerc să răspund la cele întrebări. Nu cred că v-am zis de dimineață, tagul l-am primit de la Andreea Laura. Sunt sigură că cei care mă urmăriți m-ați mai auzit vorbit despre Andreea Laura. Ea este o fată care mie îmi este tare dragă, este un om cu suflet bun și foarte sinceră, ceea ce eu apreciez tare mult la oameni în ziua de astăzi. Am acceptat cu mare drag să fac acest tag, mai ales pentru faptul că a fost ultimul pe care Andreea l-a făcut la ea pe canal, deoarece din 24 decembrie ea ne pregătește o surpriză și își va schimba cu totul conținutul canalului. Sunt tare curioasă să văd despre ce este vorba și îi urez din tot sufletul succes, să îi iese exact ceea ce își dorește ea și să ajungă exact acolo unde își propune cu noul început pe canalul ei. Am să fac și eu astăzi exact cum a făcut ea, cum a răspuns ea la aceste întrebări. Voi răspunde jumătate astăzi. Da, mama. Da, mama. Și jumătate mâine. În total sunt 20 de întrebări și mi se par puțin cam multe, deoarece eu vă mai filmez și ceea ce fac ziua și nu aș vrea să mă lungesc extrem de mult. Da, mama. Andreea a fost tare drăguță și m-a întrebat dacă vreau să-mi trimit întrebările, să nu mai stau eu să mă chinui și să le scriu, așa că de data aceasta le am pe telefon. Și voi începe cu prima întrebare, care sună felul următor. Când îți încep pregătirile pentru Crăciun? Încep să mă pregătesc pentru Crăciun încă de la începutul lunii decembrie. Îmi place să îmi pun totul la punct. Prima dată încep cu decorarea casei. Îmi place să-mi fac o listă cu tot ceea ce aș avea nevoie în ziua Crăciunului. Îmi place să-mi pregătesc din timp cadourile pe care le voi face în ziua de Crăciun. Și da, cam de la începutul lunii decembrie. Întrebarea cu numărul 2. Care este activitatea preferată alături de familie în luna decembrie? În luna asta mi se pare că începe să privim ceva mai multe filme. În fiecare seară privim câte un film. Așa că îmi place, nu știu, să-mi aprind bradul, să fac o ciocolată caldă sau să bem un ceai, un suc, ceva și să privim filme. Asta este activitatea noastră, nu avem ceva ieșit din comun. Întrebarea cu numărul 3. Ce preferi, brad artificial sau brad natural? Întotdeauna am avut brad natural, încă de când m-am născut, părinții mei au avut în fiecare an un brad natural. Pe acesta l-am primit cadou acum 2 sau 3 ani, cred că acum 3 ani. Am zis să ne folosim de el și să nu mai cheltuim banii pe unul natural. Mie îmi place tare mult și acesta. Le prefer pe amândouă, dar am unul artificial. Da, mama? Ce este, mama? Ce ai pierdut asta? Gândița? Uite aici, mama. Întrebarea cu numărul 4. Ce stil preferi în decorarea bradului de Crăciun? Pentru că bradul meu de Crăciun este alb, m-am axat foarte mult pe decorațiuni de culoare roșu și auriu. Mi se pare că arată foarte bine așa. Și am mai pus, mai am și câteva de lemn care au diferite culori, dar astea sunt speciale pentru mine și de aceea le am pus în brad. Întrebarea cu numărul 5. Care este mâncarea ta preferată de Crăciun? Nu cred că am avut vreun Crăciun de când mă știu pe pământ în care să nu avem la masă salată, beof și sarmale. Deci astea două sunt preferatele mele de Crăciun. Nu știu, nu aș simți Crăciunul dacă nu aș avea pe masă sarmale și salată, beof. Întrebarea cu numărul 6. Care este filmul preferat de Crăciun? Îmi place tare mult în preajma Crăciunului să privesc Harry Potter. Deja l-am primit până acum. Și un film care mie mi-aduce cu siguranță, ce vrei, mami? Care mi-aduce cu siguranță aminte de Crăciun și care cred eu că n-a fost niciun Crăciun în care să nu-l privesc, este Singura Acasă. Cred că la fiecare, în fiecare zi de Crăciun privesc Singura Acasă. Da, mi-a răspuns și tu cu mama. Da, așa cum zici tu.
Întrebarea cu numărul 7. Ce îți place cel mai mult la Crăciun? Îmi place... Ia uite-ți pe asta. Ce faci, mama, acolo? În perioada asta îmi place tare mult, nu știu, că ne decorăm casele tare frumos, că încercăm să fim ceva mai buni, să oferim cadouri, stăm mai mult timp cu familia, împodobim bradul, vine Moș Crăciun, Moș Nicolae, chiar dacă nu mai sunt un copil și nu mai sunt de Moș Crăciun și Moș Nicolae, în sufletul meu tot un copil am rămas și mă bucură dimineața să văd că s-a gândit Moș Crăciun și Moș Nicolae la mine. Știu, poate sună ciudat, dar pe mine mă bucură. Întrebarea cu numărul 8. Îți place să faci cadouri celorlalți sau îți place să primești cadouri? Îmi place la fel de mult și să fac cadouri, dar la fel de mult îmi place să și primesc cadouri. Întrebarea cu numărul 9. Împodobești casa de Crăciun? Dacă da, în ce camere? Da, împodobesc casa de Crăciun. Cel mai mult împodobesc aici, în sufragerie, dar am câteva decorațiuni și în bucătărie, pe hol, foarte puține am în dormitor. Cred că în baie este singura cameră în care nu am absolut nicio decorațiune. Întrebarea cu numărul 10 și ultima de astăzi. Ai o tradiție anume cu familia în ajunul Crăciunului? În ajunul Crăciunului nu facem ceva special, ne place să punem masa, să mâncăm ceea ce am preparat pentru Crăciun, să privim un film și cam asta. Altceva nu facem în seara de ajun. Știu, când eram mică, veneau colindătorii, dar aici nu există așa ceva. Și dacă cam asta cu întrebările, nu știu cât de bine m-ați înțeles din ceea ce am zis, pentru că am avut-o și pe Sofie aici de față, care are tare multă energie. Mâine voi continua și voi răspunde la celelalte 10 întrebări. Mie mi-a plăcut tare mult, sper să placă și vouă. Bucur că am reușit să răspund la întrebări, chiar îmi era puțin teamă cu Sofie, mă gândeam că trebuie să aștept până adorme ea. Da, mama! Cel mai probabil o voi pune la somn și cred că eu mă voi pune să editez clipul ăsta. V-am zis pe seară, vreau să merg la Real și să îmi cumpăr ceea ce îmi trebuie pentru cifră și cred că voi face și câteva cumpărături pentru Crăciun, să mă pregătesc așa, să încep să mă pregătesc cu ce am nevoie. Noi de mâine vom intra în lockdown, adică Germania se închid absolut toate magazinele, în afară de astea cu alimente, în afară de farmacie și bancă. Și din câte am aflat chiar astăzi, nu știam, că de la ora 8 seara și până dimineața la ora 5 nu am mai avea voie afară din casă. Nu am știut asta până astăzi am aflat. Mi-am adus aminte că ieri nu v-am spus cum ni s-au părut acei hamburgeri, deoarece, nu știu, am primit de la o persoană sau două, nu mai știu sigur, și nici nu știu sigur de la cine. M-ați rugat să vă spun cum ni se par, cum ni se vor părea când îi voi pregăti. Să știți că nu mi s-a părut absolut nimic diferit la chiflele acelea negre față de cum sunt celelalte. Mi s-au părut că sunt exact la fel. Cred că a fost mai mult pentru estetic, mai mult pentru ochiul vizual. Nu mi s-a părut că a avut un gust diferit, dar au ieșit tare buni. Mai am doi și vreau să-i fac, cred că vinere voi face. Știți că acele chifle se întăresc foarte tare dacă nu le faci și le lași mai mult în pungă. Noi am și gătit, am pregătit acel cușcuș, am gustat din el, să știți că a ieșit tare gustos, surprinzător. Mi se pare nici ceva wow, dar nici ceva ce nu este comestibil, adică mi se pare că a ieșit bun. Acum să văd ce zice și soțul meu. Sofia schimbat de la televizor.
Încerc și eu să o adun pe Sophie și cred că mă pun să văd ce au postat fetele, pentru că nu m-am uitat până la ora asta. Da, ei, vorbim mai târziu. Dragii mei, eu voi încheia ziua de vlogmas aici, cu toate că încă nu este seară, e aproape ora 4 și ceva. Sophie încă doarme, aștept să se trezească, trebuie să ajungă și soțul meu de la lucru și imediat ce se va trezi Sophie, vom merge la Real. Dacă o să iau ceva interesant, cu siguranță vă voi arăta mâine, astăzi nu am să vă mai arăt. Între timp, eu am editat din vlogmasul de astăzi și mi se pare că asta nu e suficient material, nu vreau să mă mai lungesc și cu ceea ce voi lua în seara asta, așa că cel mai probabil vă voi arăta mâine. Eu vă mulțumesc din tot sufletul că sunteți acolo, vă uitați la clipuri, ne dați un like, îmi lăsați și câte un comentariu, să știți că mă bucură enorm de mult. Nu știu, simt că îmi este apreciată munca. Vă urez să aveți o seară liniștită. Ne vedem mâine dimineață. Pupici și îmbrățișări de la noi. Pa, pa!